Bine v-am găsit! Mă numesc Aurel Pop, sunt profesor de biologie, iar împreună o să studiem o temă foarte interesantă intitulată Natura, lumea din jurul nostru. Pare să fie interesantă. După cum se observă și în această imagine, până și acest flamingo pare să fie uimit de ceea ce noi o să povestim în continuare. Natura, după cum se observă în aceste imagini, este reprezentată de întreaga lume din jurul nostru. Obiectele vii, cum este acest ursuleț simpatic, probabil tocmai ieșit de la hibernat, care se scarpină ca să-și primenească blana, aceste păsărele, copacii, ierburile și floricelele. Avem și obiecte neînsuflețite, plăcute ochiului, cum sunt lumina soarelui, apa, stâncile și vântul. Natura, observați în aceste animații, a atras și atrage întotdeauna atenția umană asupra ei. Atenție a oamenilor care este fascinantă și uimită tot timpul de legile ei. Datorită cercetării naturii, oamenii au primit o mulțime de cunoștințe utile pe care le folosesc și le-au folosit din totdeauna. Observați în aceste imagini centrale eoliene care folosesc energia vântului. Observați aici niște valuri foarte, foarte frumoase, care le folosesc în mod normal sarfării, dar pot fi folosite și pentru a produce energie electrică, așa cum o să aflați voi când o să fiți puțin mai mari la școală. După cum observăm în aceste animații, natura vie unește în sine toate obiectele planetei, care se dezvoltă, respiră și cresc. Acestea includ plantele observate de noi în animația din dreapta, unde vedem o plantuță interesantă pe care pot să vă cumpere părinții voștri de la orice florărie, cu vreo 15-20 de lei, nu costă mai mult, se numește mimoză și este foarte sensibilă. Observați că la atingere își închide frunzulițele în timp real. Așa că vă rog frumos să sfătuiți și să rugați părinții să o achiziționeze. Natura include animalele acestea frumoase și sălterețe, care le observați în animația de jos și pe care sigur le cunoașteți cum se numesc fiecare după forma lor. Și nu în ultimul rând, oamenii din partea stângă de sus, acești oameni foarte activi și buni sportivi, așa cum o să fiți și voi. În același timp, alături de noi plante și animale, mai întâlnim numeroase microorganisme, cum vedem în partea stângă de jos aceste bacterii jucăușe, în partea dreaptă un purece de apă, pureci care sunt folosiți în hrana peștilor sau la hrana peștilor care trăiesc în acvarii, pe care poate aveți și voi pe acasă, aceste microorganisme și multe altele care trăiesc în jurul nostru. Varietatea organismelor vii observate în această imagine
de pe planetă este uimitoare. Viața poate fi găsită în fiecare colț al planetei. Observăm aici un căluț de mare, o meduză, o insectă, un bondar, o insectă frumos colorată, un calmar, un ursuleț panda, un tigru, o ciocănitoare și un liliac. Despre fiecare aceste ființe, mai mici sau mai mari, poate să vă spună câte o poveste doamna voastră educatoare. Voi copiii trebuie să învățați și să percepeți mediul în mod corect și să aveți grijă de obiectele planetei. Câteva obiecte le observăm în aceste animații. În partea dreaptă avem acest mic grut, probabil îl cunoașteți, din filmul intitulat Gardienii Galaxiei, care se simte foarte bine. Observați în imaginea din stânga pasărea colibri, cea mai mică pasăre din lumea în care noi trăim, undeva de mărimea unui bondar sau unei albine, iar mai jos observăm acești mici pui de leopard. În continuare, după ce am observat ce putem să întâlnim în natură, o să discutăm puțin despre pădurea în viața noastră. Pădure care observați aici în timpul unei ploi de vară, sau în partea de stânga jos, într-o primăvară frumoasă și însorită. Dacă ar fi să vă întreb pe fiecare dintre voi, sigur ați spune că pădurile sunt podoaba planetei noastre, după cum observați în aceste animații, cuprind ca un imens brâu verde munții, colinele și dealurile, malurile observate aici pe lângă lac și pe lângă acest râu, malurile apelor, câmpiile și dealurile. După cum știți, dacă nu știți, aflați acum, pădurile oferă adăpost pentru animale și om, ele reprezintă un refugiu din calea zgomotului, a soarelui puternic, a vântului, este o oază de liniște și de aer curat. Asta probabil știți mulți dintre voi, fiindcă mergeți acolo în fiecare weekend cu părinții. Dacă nu, cereți să vă ducă în aceste locuri frumoase și sigur o să întâlniți ceea ce observați în aceste animații. Ce poate fi mai plăcut decât să stați la umbra unui copac în zilele calde de vară, așa cum face această domnișoară aici în imaginea din stânga, să ascultați trilurile și cântecele păsărilor și vântul foșnind prin frunze. După cum știți voi, sigur, pădurile care ne înconjoară sunt surse de lemn, lemn pe care ne încălzește pe noi în timpul iernilor geroase și lungi, sunt surse de fructe, cum sunt aceste afine pe care le cunoașteți cu toții, foarte gustoase, putem să le culegem de primăvara până toamna, și semințe și alte minuni pe care le putem noi recolta de acolo. După cum observați în această imagine, multe plante și animale pe care sigur le cunoașteți fiecare după denumirea lor, dacă nu o să vi le spună doamna educatoare, trăiesc în aceste păduri și reprezintă atât plantele cât și animalele o sursă de hrană pentru noi oameni. Pentru ca să nu distrugem această comoară, noi oamenii
am înființat locuri speciale numite rezervații naturale, observate în aceste două frumoase imagini, în care încă păstrăm peisajul natural, original, oferind plantelor acestea frumoase și animalelor, cum este acest cerb carpatin, condiții optime și liniștite de viață. Observați în această imagine un loc frumos de odihnă. Este partea de intrare în Parcul Natural Bucegi. Dacă vreodată treceți pe acolo, vă rog frumos să îl vizitați împreună cu părinții și să vă bucurați de frumusețea și liniștea naturii. Ce trebuie voi să știți și să rămâneți după această interesantă prezentare este faptul că, așa cum observăm în această imagine, pădurea este plămânul verde al planetei. Fiindcă, așa cum o să învățați voi în viitor la școală, pădurea produce oxigenul care intră în componența aerului pe care îl respirăm. În concluzie, după cum observați în această imagine, cel mai mare pictor rămâne natura. Ea pictează pentru noi, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună și an după an, imagini, așa cum observați pe aceasta, de o infinită frumusețe. Imagini pe care le puteți și voi capta cu ajutorul camerelor de fotografiat de pe telefoanele mobile sau altor aparate pe care le dețineți. Sper că v-a plăcut această prezentare, informare legată de natură, iar pe viitor se poate să ne mai auzim și chiar să ne vedem. La revedere!